Program pilot în sectorul 6 destinat curățeniei. Primăria sectorului 6 interzice în fiecare miercuri parcarea mașinilor pe bulevardul Iuliu Maniu și asta pentru ca spălatul străzilor să se poată efectua corespunzător. Așa arată bulevardul Iuliu Maniu din sectorul 6 al capitalei într-o zi normală din timpul săptămânii. Începând de săptămâna viitoare, lucrurile se vor schimba. Strada va arăta mai curată, iar traficul va fi fluidizat, deoarece în fiecare miercuri, între orele 10-14, șoferii nu vor mai avea voie să-și parcheze mașina pe bulevard. Acest lucru se întâmplă datorită unui proiect pilot, ce are ca scop curățarea străzilor din sectorul 6. Dacă va da rezultate scontate, proiectul va fi aplicat în întregul sector. Panourile care informează șoferii despre acest proiect au fost deja plasate pe stradă. Locuitorii sectorului 6 au fost informați despre acest proiect chiar de către primarul Ciprian Ciucu, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook. Cum să faci curat, cum să speli străzile, cum să iei praful, frunzele, noroiul adunate la bordură și transformate într-un strat toxic, dacă mașinile sunt permanent parcate acolo? Nu ai cum. Nu poți sălta fiecare mașină în parte și să speli pe sub ea. Așa că avem un nou regulament cu un orar de spălare care va fi respectat și de salubrist, dar și de către șoferi. Așa se întâmplă în orașele civilizate. E o premieră pentru București. Îmi dau seama că este o operațiune complexă și că nu poate fi aplicată dintr-o dată peste tot. De aceea acum doar pilotăm. Vrem să vedem ce merge și ce nu merge. Este pilot momentan doar pe Iuliu Maniu, dar asta nu înseamnă că nu e obligatorie. Mare atenție la noile semne de circulație și la orarul indicat. Începem cu o campanie de informare bine localizată pentru fiecare mașină găsită în zonă. Scopul nu e să amendăm, ci să determinăm un comportament responsabil. Mașinile care vor fi parcate pe bulevardul Iuliu Maniu în intervalul anunțat vor fi relocate contra sumei de 200 de lei. Proprietarul trebuie să se prezinte cu documentele mașinii în original și cu dovada achitării tarifelor de ridicare și transport, care vor fi de 350 de lei pentru ridicarea și transportul unui vehicul mai mic de 5 tone și 450 de lei pentru ridicarea și transportul unui vehicul mai mare de 5 tone. Proiectul se poate extinde în tot sectorul 6, inclusiv pe străzile adiacente.